Starea de alertă va fi prelungită în această săptămână din cauza numărului relativ mare de îmbolnăviri și restricțiile care sunt în vigoare vor fi păstrate, iar circulația pe timp de noapte, care este restricționată acum de la ora 23, va fi restricționată mai devreme, probabil începând de la orele 22.